Foarte bulversant ce se întâmplă din punct de vedere meteorologic în România, pentru că meteorologii anunțau o încălzire a vremii cu temperaturi care ar putea să ajungă la 17 grade. Sperăm că va veni și momentul acela. Și astăzi apar informații despre un vortex polar care s-ar putea abate asupra României cu furtuni de zăpadă. Îi mulțumesc foarte mult domnului Robert Manta, este meteorolog ANM în legătură directă. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. De când ar putea să lovească vortexul acesta polar în România? Bună ziua, bine v-am găsit. Nu este vorba despre un vortex polar, este vorba despre un front rece care va traversa țara noastră de miercuri seară. Până atunci avem temperaturi de până la 17 grade miercuri în partea de sud a țării. Însă intervalul miercuri noapte, sâmbătă dimineață va aduce mai multe reprize de precipitații. În jumătate de nord vor fi ploi la Poviță și Nistor, la munte va ninge, iar în sudul țării vor predomina ploile. În special în jumătatea de nord, într-adevăr, joi noapte există riscul apariției stratului de zăpadă. Cât va există posibilitatea unor furtuni de zăpadă în perioada asta? Nu vorbim despre o furtună de zăpadă, sunt episoade de tranziție. Într-adevăr, la munte va fi viscol, însă în celelalte regiuni vorbim de o succesiune de ploi la Poviță și Nistor, vânt puternic, oscilații de temperatură, dar nimic excepțional spun în acest moment, pentru că dacă ne uităm și în această dimineață, am avut temperaturi de până la minus 9 grade, dimineață mult mai rece decât în mod normal, e bine, și temperaturile care vor urma în perioada joi-sâmbătă nu vor fi mai scăzute de atât. Ce mai este de spus este că după acest episod de care spuneam, de precipitații de toate felurile, care va începe miercuri seara, se va termina sâmbătă dimineață, vremea se mai ameliorează sub aspectul precipitațiilor, dar rămâne destul de rece. Să ne obișnuim cu oscilații mari de temperatură de la 17 grade, cum spuneți că așteptăm în sudul țării în ziua de miercuri la temperaturi negative. Așa va fi perioada asta sau e doar ceva atipic pentru moment? Ei bine, este o pătrundere destul de importantă de aer rece pe între continentul de miercuri. Într-adevăr, asta duce la oscilații rapide între masele de aer mai cald dinspre sudul Europei și aceste mase de aer foarte rece spre nordul Europei, dar pare că până la finalul lunii vremea se mai stabilizează, să spunem așa. Nu vine iarna cu adevărat și probabil temperaturile în ultima săptămână de noiembrie vor fi apropiate de cele normale. Este prea devreme să vorbim despre iarna adevărată în România, nu știu, la început de decembrie? Vom avea așa ceva? Este prea devreme să vorbim despre începutul lunii decembrie, dar, cum spuneam, cel puțin până la finalul lunii noiembrie, pare că iarna nu vine cu adevărat. Însă, revenind la acest episod, poate că prin centrul țării, prin vestul țării și prin partea de est a țării ar fi bine să avem cauciucuri de iarnă, pentru că, așa, efemer, s-ar putea să avem parte de primul strat de zăpadă al acestei sezon rece. Mulțumesc foarte mult!